Profesorul Arșaluis Sarkisian Gurău a fost distinsă cu premiul Uniunii Armenilor din România pe anul 2022 pentru contribuția sa în spațiul literar-cultural și pentru păstrarea și transmiterea mai departe a valorilor comunității armene. Timp de 44 de ani, aceasta și-a dedicat viața culturii și tradițiilor, elevilor pe care i-a avut, dar și vieții culturale dobrogene, iar în semn de recunoștință față de ilustrul profesor, Uniunea Armenilor i-a acordat această distinție deosebită. O personalitate distinsă, de o remarcabilă discreție și noblețe, provenind dintr-o familie greu încercată de istorie și care ne aduce cinste și prezența în sala a tot prietenii este o dovadă. Doamna Arșaluș este one of the most important, most respectful members of our community because she is not just a professor, she is not just a translator, she is also a very active member of a very unique Armenian community in Romania, because our community in Constanța may be the unfortunately one of the last communities when members still speak Armenia. Profund impresionată de evenimentul organizat de comunitate pentru celebrarea activității sale de o viață, scriitoarea și-a declarat surprinderea față de distinția primită. Pentru mine este o mare bucurie să-l primesc, cu atât mai mult cu cât nu mă așteptam, nu speram, deoarece știu că, în general, persoanele cu mare notorietate se bucură de astfel de premii, adică mari actori, sportivi, cântăreți. Deci cu atât mai mult sunt fericită astăzi. Pentru mine este o încununare a întregii mele activități. Doamna profesoară a fost modestă, a spus că nu se aștepta. Noi ne bucurăm, în primul rând, pentru celebrarea acestui moment, pentru că este o activitate de viață și doamna Arșaluis Gurău a muncit necontenit. Premiul Uniunii Armenilor din România se acordă în fiecare an încă din 1990 și este înmânat acelor personalități care, prin activitatea lor, își aduc contribuția la patrimoniul cultural și sporesc prestigiul comunității armenilor.